Omul meciului în partida dintre Viitorul și FC Botoșani, victoria Botoșanului cu 2-1 la Ovidiu. Vedem primul 11 al gazdelor. În parte este austriacul Hankic, Patache, Kindri, Șeroni și Holtzman în defensivă, Haruț, Florescu și Enrico Papa la mijloc, Târcoveanu și Keitan Benzi, vârf este sirianul Mahmud Al-Mawas pentru echipa gazdă. Vedem și primul 11 al lui Mihai Tej aici pe stadionul municipal din Botoșani. Râmnicianu este în poarta voluntariului Costin, Balaura, Achim și Vlad în defensivă. Ricardinho, Borțoneanu și De Lucas la mijloc. Adi Popa, Betancor și Sebastian Mailat. E tripleta ofensivă. Îl găsește pe golkeeperul de 26 de ani între buturile formației gazdă. A început partida. Vă spuneam, Botoșaniul pornește ca favorită. Botoșaniul este pe locul 8 în acest moment cu 17 puncte. 17 puncte venite după 4 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri. Adi Popa caută cea mai bună variantă, pasează bine pentru Betancor. Betancor ciutează și avem prima mare ocazie a partidei. De Lucas, de unul singur pentru conaționalul său Betancor. Iese Hankic, respinge și va fi corner pentru FC Voluntari. Ultimul deceniu a jucat doar pentru formația moldoveană. Patache, ce intrează înalt pentru Keita, care trimite cu capul peste poarta lui Râmnicianu. Keita îl ceartă pe Costin pentru felul în care s-a apărat. Sau să vedem însă acțiunea ofensivă a voluntariului. Adi Popa are spațiu în fața lui Holtzman. Popa șutează foarte bine, mici este respinsă în față și Betancor ratează cea mai mare ocazie a partidei dintr-o poziție foarte bună. Revedem șutul excelent al lui Adi Popa. Hankic respinge în față până la Betancor, dar atacă cantul spaniol care a înscris 2 goluri pentru voluntari în 9 partide. Holtzman cu o pasă bună, Târcoveanu, dribling frumos, Târcoveanu ciutează, gol! Nu este gol, este gol turcesc. Mingea lovește plasa laterală. La un minut după ocazia mare a celor de la voluntari, ce preluare frumoasă reușește Târcoveanu. Din preluare îl păcălește, îl depășește pe Achim. Bună pasă lui Târcoveanu pentru Florescu, Florescu, Florescu. Rămâne în poziția balonului Florescu, șutează dintr-un unghi aproape imposibil și o absență foarte importantă, de fapt două absențe foarte, foarte importante la mijlocul terenului pentru Croitorul. Oghenda și Johnny Rodriguez, centrare bună, Al-Mawas ratează, incredibil! Ce ocazie pentru sirian în minutul 49, jucător cu un dribling frumos, continuă, Târcoveanu cade și decizia este 11 metri pentru FC Botoșani. Un 11 metri dictat, cred eu, de asistent, pentru că Ișvan Kovac a lăsat în primă fază jocul să continue. Iată duelul dintre Mailat și Târcoveanu, duel în urma căruia se dă lovitură de la 11 metri. Mailat se duce spre minge, n-atinge balonul, îl jenează. În Liga 1 se aude fluierul lui Ișvan Kovac, Hamidu Keita, Keita șutează, gol! FC Botoșani 1-0 din minutul 51, înscrie pentru a noua oară în actualul sezon de Liga 1 Hamidu Keita, transformat fără emoții de Hamidu Keita. Un nou șut care trece destul de aproape de poarta lui Râmnicianu. Keita se descurcă bine în duelul cu Costin. Keita continuă, Keita pasează, este blocat în ultimul moment, mingea ajunge la Papa. Papa șutează la câțiva centimetri de vincul porții lui Râmnicianu. Ține mingea în teren, continuă sirianul, ridică capul din pământ, se uită și centrează foarte bine spre Florescu, Eduard Florescu. Florescu întoarce total aiurea acea minge. A încercat o pasă pentru Râmnicianu, pentru Târcoveanu. Îmi cer scuze, Râmnicianu ieșise să-l blocheze pe Florescu, i-a ieșit până la urmă ce a ieșit reportarului de 30 de ani de la voluntari, Adi Popa.
combinat cu Stoica, Popa, Stoica! Șutează, revine mingea la Stoica, toarce pentru Popa. Popa, dribling scurt, trimite aiurea. O neînțelegere aici între Hankic și Kindriș. S-au salvat foarte liniștiți de la retrogradare. Ocazie pentru Stoica. Aici nu stă deloc bine Botoșaniul. Să-l vedem pe Holtzman. Holtzman combină frumos cu Keita. I-a venit un pic cam în spate mingea lui Holtzman. Keita caută poziția de șut. Keita șutează și o face modest. De asemenea și atacantul din Guinea, Sekou Camara. Centrarea lui Holtzman pentru Almavas. Nicio emoție, nicio problemă pentru Râmnicianu. Și atât pe Râmnicianu cât iese din poartă. Râmnicianu trimite lung spre Marcelo Lopez. Se luptă foarte bine Kindri și câștigă acel balon pentru echipa moldoveană. Marcelo Lopez a marcat un gol în acel voluntar poliaș, 4-0. Să-l vedem pe Grădinaru cu un șut bun. Gol! 1-1! Ce gol marchează Răzvan Grădinaru! Echipa lui Teja egalează cu un sfert de oră înainte de final, iar croitorul e extrem, extrem de supărat la marginea terenului. Singur, la 30 de metri de poarta lui Hankic, își așează baronul pe dreptul, șutează cu exteriorul și scorul este din nou egal pe municipalul din Botoșani. FC Botoșani, FC Voluntari, 1-1 din minutul 75. Almavas se descurcă bine, Almavas centrează aproape de gol Botoșaniul. Tutu, despre care vorbeam puțin mai devreme, poarta voluntarului. Revedem acțiunea foarte bună a lui Almavas, tras de tricou. Almavas bate bine cornerul, o reluare frumoasă a lui Enrico Papa. Almavas are spațiu, fotbalistul sirian, să vedem cum continuă faza. Almavas centrează puternic, balonul e ținut totuși în joc de Hamidou Keita. Combină cu Holtzman, centrează Holtzman, mingea lovește în spate pe Tutu, dar sare la Camara, cer penalti cei de la Botoșani. Camara pretinde că a fost faultat în acest minut 91. Iată centrarea lui Holtzman și duelul. Veniți în Liga 1, probabil pentru comisioane. Străini mai slab decât jucători de prin Liga 3 de la noi. Keita centrează, balonul ajunge la Marcelo Lopez, care pasează degeaba pentru că István Kovács pune punct partidei.